Zilele acestea, în universitatea noastră, se desfășoară a 13-a conferință de genetică medicală. Este o conferință cu participare largă internațională, pentru că, sigur, în specialitatea noastră, colaborările și afilierea la diversele comunități științifice din alte țări europene și nu numai, este foarte importantă. Și noi știm acest lucru și încercăm să avem colaborări cât mai strânse. Este o echipă importantă de cercetători venită din Anglia, mai vechi parteneri de-ai noștri în diverse proiecte, de asemenea din Slovenia, din Franța, din mai multe țări avem colegi și colaboratori. Ca o particularitate a conferinței, anul acesta am organizat sesiuni, să le spunem, interdisciplinare. Genetica devine tot mai aproape de foarte multe alte specialități medicale, de exemplu de cardiologie și deja se cheamă cardiogenetică. Deci întinde, să zic, o mână către specialiștii cardiologi și o alta către cei oncologi. Avem o sesiune de diagnostic prenatal, avem o sesiune de bioinformatică pentru specialiștii cu care noi lucrăm în secvențierea genică. Sigur că aceste colaborări ne aduc satisfacția de a fi împreună cu colegii de alte specialități mai aproape de diferite patologii rare. De asemenea, ca de fiecare dată, la conferința noastră avem invitate asociații de pacienți, Alianța Națională pentru Boli Rare în România, Vasosi Diseară, președinta. Toate aceste aspecte, practic, ne ajută să prezentăm mai tinerilor noștri colegi ce poate să facă genetica pentru medicină, ce poate face pentru omul bolnav, fiecare o boală rară, fiecare o boală mai comună. De asemenea, l-am invitat în rândul nostru pe primarul Timișoarei din cel puțin două motive. Spitalul lui Surcanu, în care noi activăm și în care se desfășoară, își desfășoară activitatea Centrul Regional de Genetică Medicală. De asemenea, avem și două centre de mai multe centre. Mă refeream numai la cele pe care noi le manageriem, centre de expertiză în boli rare, și este un spitalul comunității locale, a primăriei, deci sub umbrela primăriei. Și un al doilea motiv, în februarie, atunci când am sărbătorit Ziua Bolilor Rare, am realizat un film în care am adus autorități locale, dar și specialiști, și universitatea noastră, evident, a fost pe un loc fruntaș în a se implica sau în a mobiliza populația generală să înțeleagă, să fim un suport și un model de înțelegere pentru pacienții cu boli rare. Și atunci primarul Dominic a avut un mesaj pe care colegii mei geneticieni l-au găsit extraordinar de inspirant pentru comunitățile lor, și am avut ocazia din nou să spunem că azi în Timișoara, mâine în toată țara. Acest eveniment se dorește să fie unul dintre cele mai importante evenimente din România și chiar regional din Europa de Est pe domeniul geneticii, dar și genomicii. Aceste două domenii vor revoluționa medicina în perioada următoare, în următorii 3-5 ani. Vom asista la o revoluție a actului medical, mai ales datorită faptului că costul secvențierii va scădea foarte, foarte mult, astfel încât accesul populației la noi metode genetice și genomice se va înlesni. Datorită faptului că prețul
la aceste teste genetice și genomice va scădea foarte mult. De exemplu, în acest moment prețul unui desecvențier al unui genom uman este de sub $1000, ceea ce este foarte bine, având în vedere că în 15 ani înainte, toate instituțiile din această lume împreună au cheltuit miliarde de dolari să secvențieze un genom și nici acela complet, 15 ani. În acest moment există aparatură specială care permit în medie, să zic, 55 de genomuri umane complete într-o zi la un preț de sub $1000, chiar mai puțin, să zic, 800 de dolari sau chiar mai puțin. Vă dați seama că în câțiva ani acest preț va scădea foarte, foarte mult, să zicem, în 3-5 ani, predicție cam la 200, poate 400 de dolari. O parte din acest cost, sau poate chiar tot, poate să fie acoperit de casa de asigurări și atunci pacientul poate să vină la spital și să beneficieze de secvențierea întregului genom într-un timp foarte, foarte scurt. Deci este asta important, este fiindcă putem să răspundem la foarte multe întrebări legate de borare, legate de cancer, legate de chiar și în ATI, deci la urgențe, în 2-3 din cazuri, sunt studii pe această cale, informația genetică și genomică este importantă în actul medical. Cum îl tratezi? Cum tratezi acel pacient? Deci dacă ai informații în plus, acelea pot fi foarte, foarte importante. Institutul își dorește să aibă o abordare integrativă și colaborativă cu toate centrele din țară, inclusiv cu Timișoara, Craiova, Iași și centrele de genetică, astfel încât să colaborăm toate aceste instituții care sunt focusate și pe genetică și pe genomică pentru a ne atinge țelul final, bineînțeles, acela de a aduce cele mai bune tehnologii la pacienți. În acest moment, la nivel de România, prin proiectul ROGEN, care va fi lansat anul viitor, se va iniția o rețea de genomică, în care, bineînțeles, și Timișoara joacă un rol important, astfel încât se pregătește acest domeniu medical mai întâi pe partea de cercetare. Realizăm genomul național de referință, de exemplu, împreună, toate instituțiile din România. Suntem 22 de parteneri, inclusiv UMF Timișoara, instituții din București, Cluj, Iași, Constanța sunt distribuite uniform. Testăm noi metode de diagnostic, care sperăm să le aducem publicului din România în câțiva ani. Și realizăm noi biobănci, noi baze de date foarte, foarte importante. Proiectul ROGEN, el dorește să pregătească, să dezvolte genetica și genomica din România și să pregătească actul medical pentru aplicații ale ceea ce se creează în proiectul ROGEN direct la pacienți. Deci proiectul ROGEN e proiect de cercetare, astfel încât ceea ce generăm în acești câțiva ani, sunt 5 ani, trebuie să ajungă la pacienți după acești 5 ani. Am menționat câteva lucruri. Genomul național de referință, biobănci, baze de date modernă și cât mai cuprinzătoare, chiar urmărită longitudinal, la care toate aceste instituții care fac parte din ROGEN, 22 la număr, în acest moment să aibă acces și să lucreze, să creeze studii și să poate să obțină rezultate în beneficiul pacientului. Și noi metode de diagnostic, noi metode moderne care să fie implementate imediat după terminarea proiectului sau chiar în timpul implementării proiectului în centrele medicale din România. România, în general, cel puțin în domeniul genomicii, are un caracter fragmentat. Asta înseamnă că sunt centre bune, dar nu lucrează încă foarte bine împreună. În domeniul geneticii, care genetica, să zic, e parte din genomică, s-a început mai devreme. Într-adevăr, există o dezvoltare în momentul acesta, se încearcă o dezvoltare accelerată. Există și fonduri pentru aceste lucruri. Eu zic că România în următorii câțiva ani va putea să reprezinte, cel puțin la nivel regional, un pol important de genetică și genomică.